Dragi mitologi, azi vom continua povestea trupelor de elită trimise de Imperiul Roman pe teritoriile Daciei. Dacă vreți să sprijiniți canalul, nu uitați să vă abonați, link în comentarii ca de obicei. Unde te-ai născut? Sau de unde ești? E o întrebare comună astăzi. Știți voi, când se duce un oltean din Mehedinți în Timișoara sau când ajunge un moldovean în București și fac ăștia bâză de el. Ei bine, poate v-ar surprinde, dar întrebarea unde te-ai născut era la fel de comună și acum 2000 de ani. Ba chiar mult mai importantă, căci vorbea despre întreaga ta istorie și a neamului tău. Cum la fel de comun este să presupunem că un răspuns de genul M-am născut la Batavi, însemna pe vremea aia un loc îndepărtat, pe malurile Rinului, haha, tocmai în ținuturile germanice. E patria războinicilor faimoși pentru abilitățile lor cu totul remarcabile în lupta călare, motiv pentru care au devenit prețuiți în armata Romei ca unități de elită. Însă mai surprinzător de atât este că la Batavi era fix la noi pe Mureș, aici, la o aruncătură de băți, cum s-ar zice. Da, acești războinici germanici redutabili au ajuns în provincia romană Dacia și au staționat aici. O să vă spun toată povestea, dar să începem cu începutul. A fost odată, nu? Ei bine, a fost odată un loc numit la Batavi, în Dacia Romană, adică la jumătatea drumului dintre Alba Iulia și Turda. Astăzi, acest loc descoperit de arheologi este la război încetate, cetate, pe Mureș. De unde știm despre acești batavi? La întrebare ne răspunde chiar un mort. Stați liniștiți, nu facem spiritism. Încă e chiar Elius Verecundinus, un militar care menționează în piatră, pe monumentul său funerar, că s-a născut la Batavi de Dacia. Sună mai bine decât coțofenii din dos, nu? Ce căutau oare acești strămoși ai olandezilor în Dacia? Împăratul Adrian a ordonat staționarea unei mari unități de cavalerie Batave aproape 1000 de călăreți în punctul strategic între Turda și Alba Iulia, pentru a asigura securitatea transporturilor de sare pe Mureș. O forță mobilă ce putea acoperi ușor distanța dintre cele două legiuni din zonă, adică legiunea a 13-a Gemina de la Apulum, azi Alba Iulia, și legiunea a 5-a Macedonica de la Potaisa, azi Turda. Batavii și-au construit castrul și au trecut la îndeplinirea misiunii primite. Ca unitate de elită, erau plătiți pe măsură. Banii au generat dezvoltare și, lângă garnizoana Batavilor, a crescut așezarea civililor cu case și ateliere, activitate vibrantă ce a lăsat în urmă povestea fascinantă a Batavilor și a impactului pe care l-au avut. Viața comunității este descoperită treptat de săpăturile care continuă în situl arheologic e o întâlnire extraordinară peste timp, iar bravii noștri arheologi, ca niște detectivi, descoperă pe zi ce trece lucruri mai interesante. Așezarea creștea, drumurile erau pline de călători și de negustori, mărfurile, chiar cele mai scumpe, veneau de peste tot sau se produceau local. În acest loc a fost pusă povestea unei unități de elită a Imperiului Roman, Ala I Batavorum Miliaria, cu o istorie de-a dreptul fascinantă. Cine erau Batavi? Ei bine, aceștia au fost un trib germanic originar din zona țărilor de jos, adică din Olanda de astăzi, unde aveau centrul administrativ. Încă de la primele contacte cu triburile germanice, Roma le-a admirat pentru calitățile lor războinice. Cezar însuși avea gărzi personale germanice. În timpul împăraților care i-au urmat lui Cezar, Batavi intră în scena istoriei romane ajungând în timp cei mai prețuiți soldați auxiliari ai Romei numiți de Tacitus, fortissimi și validissimi, adică cei mai puternici și cei mai viteji. În anul 68 după Hristos, batavii serveau ca auxiliari în armata Romei, adică în trupe compacte etnic, formate din locuitori care nu erau cetățeni ai Imperiului. Iată un batav în echipament complet reconstituit de Cătălin Drăghici. Coifurile de cavalerie cu mască erau comune în armata romană, cel din desen este inspirat de un astfel de coif descoperit în Olanda și care datează de la sfârșitul secolului I. Batavii erau organizați în nouă cohorte, adică trupe de infanterie și o ală pentru cavaleri. Ambele puteau fi formate din 500 sau 1000 de oameni. Deoarece abilitățile necesare în cadrul cavaleriei erau mai sofisticate, mobilitatea trupelor mai mare și impactul în luptă directă mai puternic, Alele acestea de cavalerie erau considerate superioare cohortelor de infanterie, acest lucru reflectându-se în toate aspectele, de la statut în societate până la salariu. Dar Batavii au ajuns celebrii din cauza sau datorită unei revolte. Deși integrați în armata romană și extrem de prețuiți, în anul 68, batavii sunt protagoniștii uneia dintre cele mai serioase revolte interne pe care imperiul le-a avut vreodată. În contextul luptei pentru putere cauzate de moartea lui Nero, trupele batave conduse de Caius Iulius Civilis se revoltă pe granița Rinului. Din păcate nu știm prea multe despre el sau despre ce a făcut înainte de revoltă. Clara a avut motivele lui și o să vedeți că sunt serioase. Soldat în armata romană, Civilis este marcat de tratamentul de 2 lei pe care îl primeau trupele batave din partea romanilor, și de execuția fratelui său, în contextul în care armata de Perin era controlată de către Vitellius, unul dintre pretendenții la tronul imperial. Cred și eu că a pus-o de o revoltă după moartea fratelui, nu? Animați de civilis, Batavi se revoltă și afirmă că îi oferă sprijinul lui Vespasian. Revolta aduce pe tapet mai multe probleme delicate ale Imperiului, de la exploatarea provincialilor, chiar și atunci când e vorba despre populații de care Imperiul avea mare nevoie, Până la chestiunea trupelor compacte etnic, care funcționau mai mult ca niște unități tribale, și a căror loialitate primară se dovedește a fi față de liderii lor, adesea descendenți ai aristocrației sau ai regalității tribale. Se pare că după această revoltă, trupele batave au fost denaționalizate, adică nu mai erau compuse obligatoriu din soldați recrutați din aceeași zonă. După revoltă, cohortele sunt trimise în Britania, de unde avem informații extrem de interesante. Prima provine tot de la Tacitus, care povestește confruntarea romanilor cu caledonienii din munții Scoției. Băștina și de acolo, cum s-ar zice, și menționează prestația lor spectaculoasă în conformitate cu reputația lor. Apoi, tot din Britania, avem așa numitele tăblițe de la Vindolanda, care sunt documente interne. Tot felul de scrisori între conducătorii armatei, soiuri de liste și programe ale soldaților recuperate din castrul uneia dintre cohorte. Cum au fost recuperate, vă întrebați. Aceste tăblițe din lemn, cu un strat subțire de ceară pe ele, erau folosite ca suport pentru scris. Și, la Olanda, datorită mediului umed, mlăștinos, un noroc fantastic face ca un număr mare de astfel de documente să se fi păstrat. Multe dintre tăblițe ne oferă detalii colorate din viața cotidiană, însă una este de neignorat. Masclus, comandant al unei subunități, îi scrie prefectului Iulius Cerealis cerându indicații legate de programul oamenilor săi și, mai mult de atât, îi mai cere pe deasupra, foarte politicos de altfel, mai multă bere pentru soldați. Genul ăsta de descoperiri pe mine mă dau pe spate. Lucruri atât de mărunte par peste timp extraordinare. Detaliul este interesant, deoarece berea, disprețuită de romani și de celții din Britania, este una dintre băuturile pe care le preferau germanii deci și batavi. Și se pare că obiceiul consumului berii a fost importat odată cu trupa. În această perioadă, Traian reformează garda imperială și creează Equites Singulares Augusti, cavaleria personală a împăratului. În ciuda revoltelor din spațiul germanic, și împărații Iulio Claudieni și cei Flavieni au avut grăzi de corp germanice, în care Batavii au avut o pondere extrem de însemnată. Această nouă gardă a lui Traian ajunge să fie denumită la Roma Batavi. același împărat transferă ala în Panonia pentru a fi disponibil în caz de nevoie în războaiele dacice. Vedem astfel că aura care îi înconjura pe Batavi este încă existentă la momentul venirilor lor în Dacia. Și trebuie să ne imaginăm ce impact a avut asupra mediului rural al provinciei, stabilirea aici a garnizoanei acestei trupe de elită, spectaculos echipată, bogată, mândră de originile sale și descendentă a unei aristocrații militare impresionante. Aceștia sunt batavii de la războieni și aceasta a fost povestea originii lor. Despre ce alte trupe de elită sau subiecte ați vrea să discutăm în continuare? Până data viitoare, eu sunt Delmo, istoricul de serviciu, nu uitați să vă abonați și să dați mai departe știrea despre singurul canal serios de istorie și mitologie românească. Fie ca zei, să vă aibă în pasă.